Vestea dimineții despre pensii. Este anunțul momentului direct de la Casa de Pensii. Toți românii trebuie să știe veste cumplită pentru cei care ies la pensie. Informațiile cu privire la pensii nu sunt prea îmbucurătoare, spun analiștii, care adaugă că situația va deveni și mai drastică. Despre ce este vorba? Populația activă a României este în scădere. Motiv pentru care pensie de la stat va fi insuficientă pentru cei care au avut un salariu mic, chiar dacă au avut un stagiu de cotizare de 35 de ani. Din păcate, analiștii nu vin nici ei cu vești bune, și spun că se așteaptă ca numărul din ce în ce mai mic al angajaților în raport cu cel al vârstnicilor să aducă probleme sistemului de pensii. Pe fond, Pensiile românilor care vor ieși la pensie peste 10 sau 20 de ani ar putea fi mai mici decât sumele cu care ei au contribuit în perioada de activitate. Pentru un român cu un salariu mediu net de 4.000 de lei, respectiv 833 de euro, care a plătit contribuții la stat timp de 35 de ani, va avea o pensie de stat de 1. 275 de lei, respectiv 265 de euro. Amintim că punctul de pensie se calculează ponderând un salariu mediu la 35 de ani de contribuție la sistemul de pensii. În prezent, acesta este de 6789 lei brut și de 3972 lei net. Casa Națională de Pensii Publice arată modalitatea prin care este calculată pensia. Așadar, Instituția spune că se înmulțește punctajul mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Instituția mai spune că punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut sau a venitului lunar asigurat. CNPP mai spune că acesta trebuie să fi constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărțirea la 12 rezultă punctajul anual al asiguratului în anul respectiv. Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică, arată Casa Națională de Pensii Publice.